Valve își continuă activitatea intensă în Counter-Strike 2 cu un nou update care, pe cât de mic, pe atât de interesant și de important este pentru economia Counter-Strike. Salutare, eu sunt Cosmin Echei Doctorașul, iar în acest videoclip vom vorbi despre cel mai recent update pe care Valve l-a făcut pentru CS2. Dar înainte de toate, dacă vă place videoclipul, nu uitați să lăsați un like și abonați-vă. Până la finalul lunii, haideți să ajungem la 11.200 de abonați. După cum bine, probabil știți, Zeus X-27 ca și armă nu putea fi inspectată în Counter-Strike Global Offensive. Dacă nu știați, ei bine, ați aflat astăzi la finalul erei CSGO. Acum, încă de la începutul CS2, această armă a primit un update mare și putea fi inspectată, ceea ce a făcut ca multă lume să se aștepte la update-ul de astăzi, care introduce în workshop posibilitatea de a uploada skin de... E... ați ghicit! Zeus. Prin urmare, următoarea cutie va conține cel mai probabil unul sau mai multe skinuri de Zeus. Acum, în ce fel va fi lansată această cutie și, mai important, ce raritate vor avea skinurile de Zeus, rămâne de văzut. Prin urmare, creatorii de conținut au trecut la treabă și deja au reușit să scoată câteva skinuri foarte reușite pentru această armă folosită în loc de cuțit în momentul în care vrei să-ți arăți superioritatea față de adversar. Hai să le vedem și noi, ce ziceți! Căutând un pic pe workshop-ul Steam, nu găsim foarte multe skinuri de Zeus. Asta pentru că de-abia ieri putut fi, au putut fi aplaudate skinurile de Zeus pe Marketplace cu tagul CS2, dar totuși am reușit să găsesc câteva care să arate decent. În primul rând avem Zeus Abyssal Apparition, un skin care, din punctul meu de vedere, este inspirat din colecția Dreams and Nightmares. Arată bine, are un efect 3D de Parallax, dacă nu mă înșel, cu cele trei imagini, una roșie, una azur și cea originală care sunt suprapuse creând acest efect de 3D. Este interesant, nu pot să zic, frumos creat, cam așa arată inspectat în joc, în Dust și respectiv pe miraj. Arată bine, este unul dintre primele skinuri, nu sunt foarte încântat, nu mă dă pe spate, dar nu pot să zic că nu arată bine. Ne place, dăm like. Mergem mai departe, următorul skin, Blowfish arată mult mai bine din punctul meu de vedere și este foarte important că se bazează pe o chestie amuzantă. Zeus este o armă amuzantă, este o armă pe care o folosești, cum ziceam, când vrei să trolezi pe cineva, când vrei să-i dai un cuțit și poți să folosești altceva, vei folosi Zeusul. Prin urmare, acest skin mi se pare că se potrivește mult mai bine pentru această armă și în joc arată destul de bine. Nu știu cât de mult se va pupa această zonă verde de încărcare cu restul skinului, dar rămâne de văzut în funcție de cum uh, l-ar introduce Valve în joc. Dar îmi place, chiar îmi place. Următorul skin este unul dintre primele skinuri făcute pentru Zeus, care chiar par super profi făcute, așa cum puteți vedea și în uh, imaginele de, de acum de pe ecran. Un uh, skin destul de simplu, galben cu negru cu niște inserții roșii în capăt. Merge mult mai bine acest verde cu corpul garben simplu. Din punctul meu de vedere este unul dintre skinurile de Zeus care ar trebui să intre în joc în momentul în care Val va lansa o colecție cu aceste skinuri. Mai departe avem Zeus Chromatic Aberration, deja știți colecția de skinuri, merge pe aceeași temă de 3D, deja sunt anumite arme în joc care beneficiază de acest de acest schimb, printre care și AVP-ul arată bine, nu putem să spunem mult mai multe despre asta, nu e nimic original, dar pare să meargă, why not, arată interesant. Nu în ultimul rând avem Zeus Electric Slide, unul dintre cele mai arătate skinuri în ultimele zile pe YouTube și pe internet. Arată bine, ce pot să zic, mov cu acest turcoaz cu niște șerpi care practic țipă cumva sau aruncă cu fulgere. Arată interesant. Arată, e bine făcut. Asta e clar și se, se vede că este făcut pentru CS2. Vedeți că avem partea asta care era roșie în celălalt skin, acum este turcoaz. Se îmbină foarte bine culorile, chiar arată interesant. Acum întrebarea este, vom avea skinuri care la fel vor avea wear de la Factory New, Minimal Wear, Feel Tested, Well Worn și Battle Scard. Nu în ultimul rând, avem un skin clasic, un skin pe care mulți dintre voi nici nu cred că l-ați prins, nu jucați Counter Strike când a apărut acest skin pe prima armă, și anume Cyrex, negru, alb și roșu. Clasic, frumos, din punctul meu de vedere arată minunat este unul dintre skinurile care chiar cred că vor prinde bine la public pentru cei care își vor lua skinuri de Zeus în funcție de, bineînțeles, prețul lor, pentru că nu cred că va fi atât de mare. Cam astea au fost skinurile pe care eu le-am găsit pentru Zeus, cu siguranță vor apărea mai multe de-a lungul timpului, momentan doar atât am avut. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă, dați click pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care mai aplaudez. Eu am fost Cosmin, rămâneți cu bine, salutare!